Guvernul Ponta a rămas fără ministru de interne. Ioan Rus și-a anunțat demisia în urma unei declarații de presă, același gest fiind făcut și de ministrul delegat Victor Paul Dobre. Demisiile celor doi vin în urma scandalului listelor electorale de la referendum, Ioan Rus declarând că asupra sa și a ministrului de interne au fost făcute mai multe presiuni, începând cu Traian Băsescu și terminând cu Crin Antonescu.